S-a adoptat un proiect de lege privind completarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora. Este vorba, practic, de închiderea acordului cadru FARE semnat în 1991. Și anume reîntregirea conturilor programelor FARE, din care serviciile Comisiei Europene au compensat debite aferente acestor programe. Este vorba de debite care provin din situații în care debitorii nu au fost identificați sau care, în urma acțiunilor în justiție, au obținut hotărâri judecătorești definitive care anulează titlul de creanță. În total este vorba de o sumă de 319.000 de euro. A fost de asemenea adoptat un proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei naționale de control al tuberculozei în perioada 2015-2020. Am pregătit și, nu știu, n-ați primit comunicatul de presă? Este o strategie destul de ambițioasă care este un prim pas către obținerea de finanțare din fonduri nerambursabile europene și alte fonduri internaționale. Este vorba de... Oricum o să difuzăm comunicatul. O strategie care se va ridica în total pe perioada amintită de 6 ani 2015-2020 la 1.571.000.000 de lei. A mai fost adoptat dintre lucrurile, vă citesc lucrurile cât de cât relevante mediatic. A fost adoptat proiectul de hotărâre privind rechemarea unui consul general, cred că asta vă interesează, de la Hong Kong. Doamna Talida Loredana Gorean. Talida Loredana Gorean. De ce? Nu știu. Talida Loredana Gorean. Nu, cred că i s-a încheiat, nu s-a specificat motivul pentru care a fost rechemată. Cum? Consul general la Hong Kong. Probabil, da. Așa, au fost repartizate, a fost adoptată hotărârea de guvern privind aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la litera C și D din anexa numărul 3/13/02A la legea bugetului de stat pe anul 2015, numărul 186/2014, și anume, care, să vă traduc pe românește acum. Așa. Deci, s-a alocat suma de 95,5 milioane de lei pentru sprijinirea activităților și proiectelor celor 19 asociații și uniuni aparținând minorităților naționale și precum și Departamentului pentru Relații Interetnice. Este vorba de asociațiile celor 19 minorități recunoscute. Așa, a mai fost adoptat un memorandum, ăsta e chiar interesant, s-ar putea să vă intereseze, privind aprobarea raportului negocierii acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în valoare de 200 de milioane de euro în vederea susținerii implementării proiectului privind învățământul secundar. Este vorba de un proiect, un memorandum care acoperă o perioadă, se întinde pe o perioadă de 7 ani, începând de acum, și este destinat stimulării continuării studiilor de la învățământul secundar, adică liceu, la învățământul terciar, adică învățământ superior sau alte forme postliceale.
E un comunicat de presă, o să-l primiți cu detalii de natură tehnică. A fost de asemenea adoptat un memorandum cu tema aprobarea aderării Ministerului Culturii din România în cadrul rețelei Traduchi, care cred că o știți. Cam asta a fost. Vă mulțumesc.